În zilele de 9 și 10, respectiv 16 și 17 octombrie, la Teatrul Municipal Matei Vișnic va avea loc un nou stagiu de formare în teatrul francofon organizat pentru profesorii de limbă franceză din județ. În cadrul acestui stagiu, Alianța Franceză din Suceava și Centrul de Reușită Universitară al Universității Ștefan cel Mare, în parteneria cu Teatrul Municipal Matei Vișnic, Asociația Română a Profesorilor Francofoni Suceava, Inspectoratul Școlar Județean și Casa de Cultură a Studenților, propune echipei de profesori înscriși o călătorie în lumea emoțiilor teatrale, desfășurată sub coordonarea actorului Cătălin Mândru. Stagiul presupune parcurgerea în mod activ a principalelor etape din procesul de creație al unui act artistic pentru a ajunge la un produs inovator care va fi prezentat publicului. Punctul de plecare al spectacolului va fi constituit din experiență de viață individuale, pe baza cărora se va construi materialul dramaturgic ce va fi jucat în final. Formarea va avea ca scop principal identificarea principalelor etape de punere în scenă a unui spectacol de teatru printr-o metodă activă în care profesorii implicați vor juca și vor analiza tehnicile utilizate în demersul actoricesc. Stagiul de formare în tehnici teatrale face parte dintr-o suită de stagii de perfecționare destinate profesorilor de limbă franceză în cadrul proiectului Să descoperim franceza de la o vârstă cât mai fragedă, inițiat de Centrul de Reușită Universitară al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei. Proiectul își propune să încurajeze învățarea limbii franceze prin metode active și inovatoare, printre care integrarea în clasă de limbă străină a tehnicilor teatrale. Primul stagiu de formare în teatrul francofon la Suceava a fost organizat la începutul lunii iulie, sub egida reprezentanței Organizației Internaționale a Francofoniei și a beneficiat de prezența actorului și formatorului polonez Jan Novak.